Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Amin. Haideți să începem cu toții de la început. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă pe nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei, îmi ungi capul cu unt și paharul meu este plin de tot peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Doamne Iisuse, Tu ești Marele Păstor. Amin. Te rugăm în următoarele minute, vorbește-ne Tu. Amin. Doamne, sunt atât de conștient că dacă doar eu vorbesc, s-ar putea să pierdem vremea, însă sunt la fel de conștient că dacă Tu vorbești, vom fi vindecați. Amin. Vom fi transformați, Amin. Vom fi mântuiți, Amin. Vom fi binecuvântați și vom prinde veșnicia. De aceea te rugăm, Doamne, vorbește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. În lumea aceasta ciudată în care trăim, pe planeta aceasta care scârție din toate încheieturile și pe a cărei suprafață se petrec lucruri atât de anormale și de ciudate, în lumea aceasta care se apropie de sfârșit, mulțumim însă că Tu ne dai cuvânt. Amin. Mulțumesc că Tu ne dai direcție. Amin. Mulțumesc că Tu ne dai hrană, de aceea vorbește-ne, Doamne. Amin. După nevoile cele mai intime ale ființei noastre, vorbește-ne celor ce sunt în prezență aici, Amin. Vorbește-ne celor ce ascultă pe internet în aceste momente, Amin. Și, Doamne, Te rugăm să aduci Tu dezlegarea de care avem nevoie, Amin. Și să dai vindecarea de care avem nevoie, Tată, de dragul numelui Tău și numele lui Iisus Hristos, Fiul Tău. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. În urmă cu aproape 2 ani de zile, fratele meu Mircea, din Freiburg, Germania, a fost chemat din cer la Dumnezeu acasă. Nu știam că o să moară. Eram în sala de reanimare, la urgență, în Freiburg, la spital. Am plecat Val Vârteș de aici, Mariana, eu și sora mea Rudica, și când am ajuns la el, ne-a cunoscut. Nu știam nici noi, nici medicii, de ce boală suferă. Însă, când ne-am văzut, noi am vrut să-l testăm. Și am spus, știi cine suntem? Și el s-a uitat la mine și la sora mea, am intrat amândoi. Și a spus așa, da, știu cine sunteți. Tu ești fratele meu mai mic. Și s-a uitat la sora mea și a zis, tu ești sora mea mai mare. Zice, știu de ce ați venit. De ce ați venit să mă binecuvântați și să vă rugați pentru mine. Însă, acolo, pe patul de spital și pe patul de moarte, Mircea, fratele meu, s-a pocăit. El nu era pocăit, însă acolo, neștiind ce se va întâmpla, el s-a pocăit. Și eu i-am spus așa, zi după mine. Domnul este păstorul meu. Amin. Și el a zis, Domnul este păstorul meu. Vorbea mai greu. Și după ce am spus doar versetul întâi, s-a uitat în ochii mei și a zis, Dane, fă o predică din versetul acesta. După câteva săptămâni, a murit. Au trecut un an și jumătate. În septembrie vor fi 2 ani de când Mircea a plecat în veșnicie.
Dumnezeu, în săptămâna care a trecut, mi-a pus pe inimă mesajul acesta, care l-am intitulat Ce se întâmplă când Domnul îți este păstor? Când Domnul îți este păstor, se petrec câteva lucruri fenomenale în viața ta. Aș vrea să, încă de la început, să vă spun că în originalul ebraic în care este scris Psalmul 23, Biblia spune așa, Jehova este păstorul meu. Jehova este păstorul meu. Și în Noul Testament însă ni s-a clarificat cine este păstorul nostru. Păstorul cel bun este Iisus Hristos. Ei, pasajul acesta pe care l-am citit pentru mine este o revelație ori de câte ori îl citesc. Însă aș vrea acum să începem să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să săpăm puțin în Psalmul 23. Viața poate fi trăită doar într-unul din aceste două feluri. Viața pe care o trăiești acum și pe care vei avea ocazia să o trăiești acum înainte, poate să fie trăită doar într-unul din aceste două feluri. Viața poți să o trăiești cu păstor sau fără păstor. Viața pe care Dumnezeu ți-o dă în următorii ani este un dar. Fiecare gură de oxigen pe care o inspiri este un dar. Fiecare bucată de pâine pe care o mănânci este un dar. Fiecare înghițitură de apă pe care o bei este un dar. Fiecare pas pe care îl faci atunci când pășești este un dar. Fiecare ureche pe care o ai este un dar. Faptul că vezi cu ochii este dar de la Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Însă, în ciuda popularității sale mondiale, Psalmul 23 nu-i pentru oricine. Probabil că cel mai cunoscut pasaj din întreaga literatură beletristică și sacră din lume este Psalmul 23. Nu cred că există vreo bucată de literatură mai cunoscută pe întreg globul Terei decât Psalmul 23. Psalmul acesta este cunoscut aproape pe de rost de majoritatea creștinilor, orice culoare ar avea ei și creștinismul lor. Psalmul acesta este cunoscut de musulmani, este cunoscut de confucianiști, este cunoscut de orice culoare religioasă ar avea omul. Cea mai cunoscută literatură și bucată de literatură este Psalmul 23. Însă, deși este recitat de milioane și miliarde de oameni, deși oricine poate rosti și recita Psalmul 23, să știți că Psalmul 23 nu-i pentru oricine. Deși oricine poate să-l recite, să-l declame, Psalmul 23 nu este eficient și eficace pentru oricine. Am găsit în Scripturi trei psalmi legați unul de celălalt. Există trei psalmi foarte cunoscuți în Scriptură. Ei sunt legați unul de celălalt și este vorba de Psalmul 22, 23 și 24. Psalmii aceștia formează un tot. Psalmii aceștia formează un întreg. Există, repet, trei psalmi care îl prezintă pe Iisus Hristos ca păstor. Și auziți ce spune Scriptura. Fiecare însă îl prezintă pe Domnul într-un aspect diferit al pastorației lui, al păstoritului său. În Psalmul 22, păstorul moare pentru noi. În Psalmul 23, păstorul are grijă de oi. Și în Psalmul 24, păstorul vine la oi. Și pentru mine a fost o revelație când am descoperit și de fapt, nu mi-a aparține descoperirea aceasta, am citit-o, însă mi se pare fundamentală și frumoasă, pentru că am descoperit-o și eu și am avut ocazia să înțeleg realitatea aceasta. În Psalmul 22, Iisus moare pentru ei, este un psalm mesianic. Este cu privire la moartea Domnului Iisus Hristos. În Psalmul 23, nu uitați, Domnul Iisus trăiește cu oile sale.
Și în Psalmul 24, Iisus Hristos revine la oile sale. În 22, Iisus moare pentru noi. În 23, Iisus se întovărășește cu noi. Și în 24, Iisus revine la noi, slăvit să fie numele. Amin. Acum, ca Domnul să-ți fie păstor, trebuie să faci două lucruri. Eu sunt convins că toți cei ce suntem aici am vrea ca Domnul să ne fie păstor. Amin. Însă, deși am citit cu toții Psalmul 23 adineauri, să știi că, deși l-ai declamat tu cu gura ta, s-ar putea Psalmul 23 să nu-ți aparțină ție, chiar dacă l-ai declamat. Acum vă rog să rețineți și vă rog să nu uitați mesajul din această dimineață și să vi-l notați. Măcar în minte să vi-l notați și formă sigur în inimă. Ca Domnul să-ți devină păstor, trebuie să faci două lucruri. Numărul 1. Simplu, dar foarte complicat. Ca Domnul să-ți fie păstor, trebuie să crezi și să te încrezi în El. Amin. Amin. Acum, adevărul acesta este fundamental pentru fiecare dintre noi. Să știți că vrem, nu vrem, ne convine sau nu ne convine, Domnul este viu. Amin. Ne convine, ne place sau nu ne place, Dumnezeu există, fie că eu cred, fie că nu cred, fie că mi se pare, fie că nu mi se pare, fie că accept, fie că nu accept, Dumnezeu este pe tron, slăvit să fie în numele. Amin. Însă, la Dumnezeu totul funcționează prin credință. Unul dintre versetele mele preferate din Noul Testament este Evrei, capitolul 11, versetul 6. Și vă rog să vă notați versetul acesta în Bibliile dumneavoastră, adică să-l subliniați, să aveți curajul să vă înegriți Biblia acolo cu o dungă în Evrei, la capitolul 11, versetul 6 spune într-un mod uimitor așa. Fără credință, este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Amin. Și acum rețineți. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Și încă ceva. Că răsplătește pe cei ce îl caută. Amin. Amin. Ca Domnul să-ți fie păstor se poate numai prin credință și prin încredere. Știați că Psalmul 23 este un psalm al încrederii în Dumnezeu? În momente de criză, știți care cred eu că este cel mai potrivit, cea mai potrivită bucată de literatură pe care să o credem, pe care să o mestecăm, la care să medităm, pe care să o mâncăm, asupra pe care să ne construim viața, este Psalmul 23. Într-o lume a crizelor și dominată de criză, și să știți că criza în România abia acum se acutizează. Știu că asta nu este un adevăr plăcut, dar criza în România abia acum, în aceste zile, și începând cu luna viitoare și în lunile următoare, se va acutiza. Ei, care este cuvântul lui Dumnezeu pentru vremuri de criză pentru noi? Psalmul 23. Amin. Și vreau să vă recomand la modul cel mai serios, frați și surori și stimați ascultători, pe lângă cuvintele din Psalmul 23. Neapărat Iisus Hristos trebuie să devină păstorul nostru. Amin. Pe lângă Psalmul păstorului, persoana lui Iisus Hristos trebuie să devină păstorul nostru. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Dar ca Domnul să-ți fie păstor, trebuie să ai înțelepciunea să crezi în El și să te încrezi în El. De ce am amintit acest verset atât de cunoscut din Evrei 11:6? Pentru că vreau să vă învățăm și vrem să vă sfătuim și vă rugăm. Dacă vrem să-L experimentăm pe Dumnezeu la modul supranatural în viața noastră, trebuie să învățăm să trăim prin credință. Asta înseamnă că trebuie să ai curajul să-ți pui încrederea total, nu în ceea ce gândești tu. Trebuie să ai curajul să-ți pui încrederea total, nu ceea ce auzi la știrile de la Antena 1, 2, 3, la Pro TV, la Bau TV, sau eu știu cum se mai numesc televiziunile astea. Eu am spus și mai repet, atunci când mă uit la știri, fie că sunt la 5, fie că sunt la 4, fie că sunt la 23, fie că sunt la 24, aproape totdeauna intru în depresie. Mai ales când mă uit la Antena 3, la Sinteza Zilei.
Dom'le, când mă duc la ăia, pe la Pro TV, pe la 5 după masa și la sinteza zilei, care ăia nu mă toacă, ăia sunt tocătoare, oricărui demnitar, bine și au dreptate în multe privințe. Însă, când intru pe televiziuni și mai ales la știri, intru în depresie. Când însă îmi pun încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, intru, dacă vreți, în impresie. Doamne, ajută-mă! Amen. De aceea, frați și surori, am hotărât și am mai tot spus și anul trecut și spun și anul acesta, dar repet acum la jumătatea anului. În această zi de sărbătoare, nu vă luați după ce vă spune mintea voastră, nu vă luați după ceea ce vă spun analiștii politici sau ăștia, prezentatorii talk show-urilor, ci noi trebuie să avem încrederea, noi trebuie să avem înțelepciunea, să luăm pe cuvânt și să ne luăm după ceea ce ne spune Dumnezeu în Psalmul 23. Amin. Și oriunde în cuvântul Său. Amin. Amin. Acum, Evrei 11:6 este unul dintre versetele mele favorite, pentru că ne explică cum poate fi abordat Dumnezeu. Îi înțeleg pe filozofi și pe intelectuali oarecum. Îi înțeleg pentru că ei își conduc viața după rațiune. Adică dacă văd, accept. Dacă ating și pot să palpez, accept. Așa era și Sfântul Toma. Era un intelectual convins, dar nu era răuvoitor, ci era binevoitor. Și Toma a zis, dacă nu pun eu mâna, băieți, dacă nu ating eu, dacă nu văd eu, nu voi crede hotărât. Îi înțeleg pe intelectual, însă intelectualii și filozofii nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Toți ne putem apropia de Dumnezeu, dar nu oricum. Dacă vrem să ne apropiem de Dumnezeu, și mai mult decât atât, dacă vrem să fim binecuvântați în urma apropierii noastre de Dumnezeu, trebuie să înțelegem cum putem să ne apropiem de Domnul și trebuie să înțelegem cum putem să-L abordăm pe Domnul. Și fii atent, zice Scriptura, în Evrei 11:6, zice, fără credință nu suntem plăcuți lui Dumnezeu sub nicio formă. Și doi, zice, cine se apropie de Dumnezeu trebuie, și ăsta e un imperativ, să creadă că El există. Amin. Acum, toți cei ce suntem aici în această dimineață și în acest moment, sunt convins că credem în Dumnezeu. Amin. Alo, amin. Amin. Credem în Dumnezeu, că doar vom fi fraieri să nu credem în Dumnezeu, că eu cred că doar proștii nu cred, eu cred că oamenii înțelepți cred în Dumnezeu, că n-ai cum să nu crezi în Dumnezeu. Amin. Am mai spus aici, dar trebuie să mai spun încă o dată, de dragul repetiției, eu m-am născut într-o familie de păstori. La Sibiu m-am născut și acolo am trăit prima parte a vieții mele. Și la un moment dat, tocmai pentru că m-am născut într-o familie de creștini, am flirtat cu ateismul. Și m-am gândit cam așa, m-am născut într-o familie de păstori, că așa sunt oameni serioși. Dar dacă n-au dreptate. Și am flirtat cu ateismul, creștini serioși, credincioși de nota maximă, aș spune eu. Însă am flirtat cu ateismul și am zis, hai să vedem, ei îmi spun una, dar hai să văd dacă au dreptate. Și m-am gândit eu, dar dacă ăștia nu m-au educat bine și nu m-au informat bine și mi-au inoculat mintea cu ceea ce ei au vrut să cred. Și am flirtat și am început să studiez un pic. Însă știți la ce concluzie am ajuns? Am ajuns la o concluzie fundamentală. Că n-am o credință atât de mare și suficient de mare încât să devin ateu. Vă rog să meditați la ce am spus. N-am o credință atât de mare încât să pot să fiu ateu. Adică a fi ateu, a deveni ateu, a te face ateu, îți trebuie o credință teribil de mare. Adică să crezi că nimic a creat cerul și pământul. Să crezi că accidentul a creat cerul și pământul și pe tine. Dacă aș sta la urmă, la terminare și aș da mâna cu mâna, ceea ce vreau să fac, și ți-aș spune, tu ai fost creat de nimic. Tu ești, tu vii dintr-un nimic. Tu ai fost cândva un mare nimic și acum ești un... Ce ești, știi? Păi din nimic, nimic iasă. Doamne, iartă-mi. Oamenii care se ocupă de nimicuri, ajung de nimic, spune profetul în Vechiul Testament, mi se pare, prin Ieremia.
S-au concentrat pe lucruri de nimic, spune profetul, și au ajuns ei înșiși de nimic. Doamne, ferește de așa ceva. Amin. Însă nu înțeleg, repet, pe unii intelectuali, că nu, de ce nu crede în Dumnezeu, ei n-au înțeles cum poate să se apropie de Dumnezeu. Și Biblia spune că de Dumnezeu ne putem apropia într-un singur mod, prin credință. Amin. Nu prin rațiune, doar rațiunea te ajută până la o limită. După aceea ai nevoie de un alt instrument care se numește credință. Din cauza asta, credința este o poruncă. Deci, dacă vrei păstor, dacă vrei ca Iisus Hristos să fie păstor, trebuie să înțelegi că la El totul funcționează prin credință. Hotărăști să crezi în El, ești deștept. Nu vrei să crezi în El, nu ești doar naiv. Nu mai vreau să folosesc cuvântul ăla care l-am tot folosit prea des și să nu jignesc pe cineva. Însă, un om care hotărăște să creadă în Dumnezeu este un om înțelept. Și vă rog să faceți diferența între inteligență și înțelepciune. Inteligența poate să vină de undeva genetic. Inteligența poate să vină prin educație, autoeducație și educare. Înțelepciunea însă vine de la Dumnezeu. Inteligența ți-o produci tu. Sau părinții tăi ți-au dat o moștenire. Însă înțelepciunea ea întotdeauna vine de la Dumnezeu. De aceea un om înțelept hotărăște să creadă în Dumnezeu. Pentru că este logic să crede în Dumnezeu. Doamne, ajută-mă la aceasta. Dacă vrei ca Domnul să-ți fie păstor, trebuie să hotărăști să crezi în El și să te încrezi în Domnul. Amin. Adică să-L iei pe Dumnezeu, pe cuvânt și ceea ce scrie El în cuvânt. În Evrei 11:6 ni se spune așa că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui și că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce îl caută. Și auziți ce descoperire am făcut Dăuneț. Dacă suntem plăcuți cuiva, și ăla este mare boier, este mare ștab, e mare baron, e mare președinte, măcar de județ, e prefect, este primar, este premier, este președinte de țară sau de, eu știu de ce, de lume. Fiate, când ești plăcut cuiva, știi ce se întâmplă? Încep să fii răsplătit. Când ești plăcut cuiva. Domnule, când soție îi place de tine, îți face și budincă cu orez cu lapte. Dacă nu-ți place, mănânci sarmale acre. Sau, eu știu, supra prăjite. Știi? Când soțul lui îi place de soția lui, știi? O mai scoate la câte o prăjitură, o mai scoate la câte un restaurant, îi mai face câte un cadou, un inedruș, îi mai duce măcar o floare și, domnule, măcar o păpădie culege de pe stradă și o duce. Dar când îți place de cineva, întotdeauna îl favorizezi. Am dreptate. Și ce spune cuvânt? Când șeful lui tău, chiar dacă este, pardon, nu agent, e comisar, știi? Și avem aici câțiva polițiști, Domnul se binecuvinteze. Amin. Știi? Când șefului tău îi place de tine, îți dă câte un bonus. Când nu-i place? Când nu-i place, vină la păstor. Însă, când șefului tău, ăla care își permite și ăla care are pâinea și cuțitul în mână, îi place de tine, îți face favoruri, îți face câte o răsplată, îți face câte un bonus, îți dă câte un bonus. Exact așa merge și la Dumnezeu. Și secretul. Dacă vrei să fii răsplătit de Dumnezeu, trebuie să înveți să-i placi lui Dumnezeu. Și cum poți să-i placi lui Dumnezeu? Atunci când hotărăști să trăiești prin credință și să te încrezi în El non-stop. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă vrei ca Domnul să-ți fie păstor, trebuie să hotărăști să te încrezi în El. Pentru că doar prin credință devii plăcut lui Dumnezeu. Și doi, totul depinde de pronumele personal al meu. Când este, dacă vrei ca Domnul să-ți fie păstor, totul depinde de pronumele personal meu, mea, al meu, a mea. Și ce spune David în Psalmul 23? Domnul este ce? Păstorul. Domnul nu zice, David nu zice Domnul este un păstor.
Și David zice articulat, zice Domnul este păstorul. Și acum pronumele personal. Domnul este păstorul meu. Și asta, frați și surori, tinerilor, face întreaga diferență. Asta face și produce întreaga transformare. Asta produce întreaga schimbare, pentru că Domnul este păstor vrând nevrând. Însă secretul, dacă vrei ca Iisus Hristos să te binecuvinteze, dacă vrei favorurile lui Dumnezeu, trebuie neapărat să înțelegi că totul depinde de pronumele personal al meu. Dacă Iisus Hristos nu-i păstorul meu, restul psalmului 23 nu-i pentru tine, e doar pentru mine. Psalmul 23 și realitățile din Psalmul 23 este dacă folosești pronumele personal al meu, dar din toată inima, nu cu șmecherie și cu ipocrizie și doar intelectual și dai un asentiment intelectual lui Iisus și spui Domnul este păstorul meu și o să învățăm noi imediat ce înseamnă asta. Însă totul depinde de pronumele personal al meu. Iisus Hristos este păstorul. Însă vreau să te întreb. Dacă Iisus Hristos este păstorul, este El și păstorul meu. Noi am declamat cu voce tare și am citit adineaur la orele 11 și ceva, am citit Domnul este păstorul meu. De-aia vreau să te întreb acum pe bune. Așa pe bune vreau să te întreb. Este Domnul, chiar este Domnul păstorul tău? Chiar este sau e doar religie, știi? E doar vrăjare, șmecherie, știi? Ai zis-o și tu așa cum se spune, știi, cu trenul, știi? Valul a fost să zic și asta, zic și eu asta, că nu o să mă fac eu de rușine dacă tot zic Tatăl nostru, eu să nu zic și dacă tot zic și tot declam Psalmul 23, eu să nu-l declam. Însă vreau să te întreb la modul serios de data aceasta. Este Iisus Hristos și păstorul tău? Este Iisus Hristos păstorul meu? Și altfel aș vrea să pun întrebarea, sunt eu al Lui? Să presupunem că El este, într-un fel, este al tău. Însă, ești tu al Domnului? Am mai descoperit din un lucru foarte frumos. Iisus a murit pentru toți oamenii. Păstorul își dă viața pentru toți. Amin. Asta este învățătura Noului Testament. Stăviți să fie Domnul. Însă, fii atent. Sângele lui Iisus e suficient pentru toți. Dar nu este eficient pentru toți. Deși sângele lui Iisus Hristos este suficient pentru toți, sângele lui Iisus Hristos nu este eficient decât doar pe aceea pe care îl fac pe Iisus Hristos păstorul lor. Când îl faci pe Iisus Hristos păstorul tău, ești un om înțelept. Dacă Iisus Hristos nu-i și păstorul tău, s-ar putea să fii om inteligent. Dar trebuie să devii și om înțelept. Și unii sunteți la începutul vieții aici, alții sunt la jumătate, alții sunt pe final, însă fii atent, cel mai deștept lucru pe care un om poate să-l facă în viață, este să-l facă pe Iisus Hristos cu adevărat și pe bune păstorul lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Aș vrea să vă pun o întrebare. Cât dintre cei ce sunteți aici, îl aveți pe Iisus Hristos păstorul meu? Dacă Iisus Hristos este păstorul meu, te rog să ridici o mână. Nu vă grăbiți. Amin, amin, aleluia. Acum să vă zic ceva. Nu cred. Să nu vă supărați pe mine, dar nu cred. Și o să mă și motivez și cândva o să-mi dați dreptate. Poate nu acum, dar cândva. Știți cum ați ridicat cu unii mână? Alții așa. Nu-i păstorul tău. Când Iisus Hristos e păstorul tău, ai curajul să te manifesti într-un anume mod. Amin. Poate că ziceți, ăsta e mai așa, o cale asta, eu știu cum o fi. Mai sălbatic, mai dinamic, eu știu, mai exploziv. Nu. Când îl iubești pe Iisus Hristos și știi că ți este păstor și știi ce înseamnă ca El să-ți fie păstor, păi nu le mai lălăi atâta, știi, știi. Domnule, dacă Iisus Hristos îmi este păstor, păi am curaj să exprim lucrul acesta. Amin. Doamne, ajută-ne. Amin. Știi, vreau să mai pun o întrebare și asta e pentru bărbați doar. Nu vă supărați că vă întreb. Câți dintre noi să sunteți căsătoriți? Vă rog să ridicați o mână. Ok. Ok. So,
vă mai spun acum încă o concluzie a mea. Sunteți căsătoriți, dar la unii nu vă place. Iarăși poate că o să intru, o să pierd niște simpatii, dar mi-a să riscul. Domnule, păi când ești căsătorit cu adevărat, domnule, păi nu ridici mâna așa. Știi, cât mai jos, eu ridic, dar cât mai jos. Domnule, păi când sunt căsătorit, păi nu-mi rușine. Am curaj să mă manifest și să declar. Păi când Iisus Hristos îmi este păstor, am curaj să mă manifest. Și aici, la stânca, noi avem îndrăzneala să ne manifestăm. La modul decent, dar avem îndrăzneala să ne manifestăm dragostea noastră față de Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Dar acum fii atent. Ce se întâmplă când Domnul îmi este păstor? Fii atent. Poate că ați ridicat mâna, mă rog, cum ați vrut voi? Cum vă este personalitatea? Știi, unii aveți personalitate din asta mai blândă, mai nu știu cum se numesc personalitățile alea, vreo patru câte ori fi ele, știi? Mai flegmatic, mai nu știu cum, timid, alții mai coleric, poate cum sunt eu și Cătălin, știi, și nu că el e mai coleric decât mine, câteodată, nu tot. Știi, dar știi, fiecare ne manifestăm cam cum suntem și noi, până la urmă, nu-i de judecat, că nu putem să fim uniformi, ci nici nu cer eu lucrul acesta să fim uniformi, dar cer să ne declarăm dragostea față de Domnul, e adevărat. Amin. Să fii atent ce se întâmplă atunci când Domnul îți este păstor. În ciuda faptului că ai ridicat mâna, și puțin așa, și poate că tu ai fost serios când ai ridicat mâna așa un pic. Poate că a fost pe bune aia. Eu nu cred. Permiteți-mi să spun că nu cred. Însă, când Domnul îți este păstor, fii atent, se întâmplă câteva lucruri. Numărul 1. Când Domnul îmi este păstor, El mă conduce. Amin. Aleluia. Mă bucur că a zis amin. Ar fi trebuit să zicem toți amin. Și care este tendința firii pământești? Tendința firii mele pământești, alea nerăstignite, este eu să conduc. Eu să mă conduc. Să fac ce vreau eu. Să fumez când vreau eu. Să beau când vreau eu. Să curvesc când vreau eu. Să fur când vreau eu. Să mint când vreau eu. Asta este tendința firii pământești. Asta este tendința firii pământești. Însă fii atent. Când Iisus Hristos îți devine păstor, El conduce. Amin. Fii atent. Când Iisus Hristos ți-a devenit păstor, a intrat într-o altă fază a vieții tale și când Iisus Hristos a devenit păstor, El te conduce și trebuie să-ți asumi riscul. Ca Iisus Hristos să devină păstor, trebuie să te faci oaia Lui sau oița Lui. Amin. Amin. Acum să știți că eu vin din lumea ciobanilor. La Sibiu. Și știți câteva trăsături ale oilor, le-am tot zis aici, trebuie să le mai spun că îmi plac. Nici nu văd bine, nici n-aud bine. Măi, dacă ar fi măcar zdravene și puternice, știi? Ai un leu, să zici, nu vede bine, n-aude bine, dar se descurcă, care e forță. Dar băi, asta nici nu vede bine, nici n-aude bine, îi și slabă, adică n-are forță, îi și prostuță. Știți care este totul secretul? De ce crezi că Domnul Iisus ne-a asemănat pe noi cu niște oi? Pentru că suntem ființe dependente de Dumnezeu. Amin. Oile sunt dependente de păstor. Păi oile nu s-ar descurca singure absolut deloc. Că n-au capacitate. Dar exact așa este și omul. Viața putem să ne-o trăim cu păstorul Iisus sau fără păstorul Iisus. Însă fii atent. Dacă hotărăști să trăiești viața cu păstorul Iisus Hristos, fii atent, când Domnul îmi este păstor, El mă conduce. Amin. Înseamnă că îți asumi riscul, nu mai conduci tu, mă conduce El. Amin. Și acum imaginați-vă o biserică, Biserica Stânca, o lună de zile ne lăsăm conduși 100% de Iisus Hristos. Amin. O lună de zile să vrem să fim plini de Duhul Sfânt. Amin. Mama mea! Cred că nu ne-am mai recunoaște. Cred că o să fie în familiile noastre niște și în viețile noastre niște schimbări radicale, dar pozitive. Amin. O lună de zile Iisus Hristos
să mă conducă 100%, să mă las condus 100% o lună de zile. Să vedeți pe Cristi Vasinca. O lună de zile condus 100% de Iisus. Nu-i mai condus de nevastă atunci. Ca lumeasă. Noi mai conduși, trebuie să spun cu respect, nici de mamă, nici de tată, ci este, suntem conduși de Iisus Hristos și nu uitați, Iisus Hristos ne vrea, ne vrea binele suprem. Glorie Domnului! Amin. Când Iisus îmi este păstor, nu mai conduc eu, nu există în creștinism, nu există creștinism autentic fără supunere autentică. Amin. Știați asta? Acum am atins de o latură foarte serioasă a creștinismului. Forma cea mai calitativă a închinării mele este supunerea totală față de Iisus Hristos. Amin. Amin. Închinarea cea mai înaltă sau adevărata închinare, frați și surori, este supunerea mea față de Iisus Hristos. Amin. Amin. Mai țineți minte cazul Uza. În Vechiul Testament, David vrea să aducă chivotul lui Dumnezeu de la Bet-Shemeș, vrea să-l aducă, să-l aducă în țară. Vrea să-l aducă în țară. Și câțiva leviți se duc să ia chivotul. Printre ei un tip cu numele de Uza. Și au pus chivotul care însemna prezența lui Dumnezeu între ei, între evrei, prezența fizică a lui Dumnezeu, și au pus chivotul pe un car nou. Nu? Și la un moment dat, carul pe vremea aia nu... Pe vremea aia era ca în România, știi, șoselele cu multe gropi. Și carul a intrat într-o groapă și chivotul era să cadă de pe car. Și Uza, un tip cu foarte bune intenții, a pus mâna pe chivot să-l țină să nu cadă. Și în momentul acela a fost electrocutat. A căzut mort pe loc. Când am citit prima dată textul acela, am zis, nu-i drept. Nu-i corect ce a făcut Dumnezeu. Când am citit însă 100 oară textul acela, am înțeles în sfârșit ce s-a întâmplat acolo. N-au fost supuși poruncii lui Dumnezeu de transport al chivotului. Chivotul nu trebuia pus pe car. Chivotul trebuia transportat în mâini. Într-un anume mod și Dumnezeu le spusese. Și a murit din cauza omul cu intenții bune. Însă a murit din cauza că n-a ascultat de Dumnezeu. Știi? Când Iisus Hristos îți este păstor, trebuie să învățăm că El îmi conduce viața. Amin. Și când Iisus Hristos îmi conduce viața, înseamnă că viața mea va fi transformată și eu voi intra în parametrii pe care, supranatural, pe care Dumnezeu îi are pentru mine. Oile suntem creaturi dependente și nu ne descurcăm absolut deloc și nu putem să supraviețuim fără conducerea păstorului. Știți cum îl prezintă Psalm David pe Domnul Iisus în Psalmul 23? Iisus Hristos este conducător. Vreau să vă pun o întrebare și întrebarea este foarte serioasă. Oare dacă crezi în Iisus Hristos, dar nu Iisus Hristos îți conduce viața, ești creștin? Fii atent. Dacă crezi în Iisus, dar nu Iisus îți conduce viața, te poți numi creștin, dar nu ești creștin. Și ce înseamnă să-L ai pe Iisus Hristos păstor? Înseamnă că Iisus conduce. Amin. Amin. Doamne, dacă ești căsătorită, Iisus conduce, dar Iisus conduce prin soțul. Amin. Prin soțul. Amin. Asta este Evanghelia. Amin. Amin. Domnul îl conduce pe soț și soțul conduce soția și familia. Amin. Amin. Asta este Evanghelia și asta este Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Când Iisus Hristos este păstorul meu, nu mai pot trăi după mofturile mele. Amin. Când Iisus Hristos este păstorul meu, nu mai pot trăi după toanele mele. Când Iisus Hristos chiar este păstorul meu, mă las condusă de Iisus Hristos, nu vi se fie numele. Amin. Cineva a zis, frate, trebuie să mă rog să văd dacă trebuie să mă supun soțului. Azi era o soție. Și am spus, soră, nu te mai ruga. Doar citește. Deja ai primit răspuns la rugăciunea aceea. Trebuie să te supui soțului. Domnule, când Iisus îmi este păstor, nu mă conduc după mofturi, după nervi. Când Iisus Hristos îmi este păstor, mă las condus de El. Amin. Amin. De cuvântul Lui, de toiagul Lui, de nuiaua Lui.
ce auziți? Dacă te lași condus de Iisus, înseamnă că ești oaia Lui sau oița Lui și întotdeauna o vei duce tot mai bine. Amin. Întotdeauna vei începe să o duci tot mai bine. Fiane, dacă te lași condus de Iisus, înseamnă că ești oaia Lui. Dacă nu te lași condus de Iisus, înseamnă că ești căpriță. Cap. Și asta se aplică și la mine, și la noi toți. Și la bărbați, și la femei. Dacă Iisus îmi este păstorul, sunt oiță, dacă nu sunt căpriță. Și știți care este soarta caprelor, zice Domnul Iisus în Matei, la capitolul 25? Zice, oile vor merge în viață veșnică, caprele se vor duce în nenorocire veșnică. Eu am ales să fiu oaia lui Iisus. Amin. Și știți ce am să exact? Că Domnul face să meargă bine. Amin. Pentru că El îmi conduce viața. Nu îmi conduc viața după mofturi. Îmi conduc viața după principiile Cuvântului Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă! Amin. Și să mai spun încă ceva. Iisus conduce când este păstorul meu. Nu mai pot trăi cum vreau. Când Iisus îmi este păstor, nu mai pot trăi cum vreau. Fiate, când Iisus îmi este păstor, nici nu mai pot îmbrăca cum vreau. Amin. Serios. Trebuie să mă îmbrac decent, dar și elegant. Elegant și decent. Amin. Amin. Eu nu pot să merg, iertați-mi cu buricul gol, știi? Acum vine vara, știi? Să nu vă supărați pe mine, dar ăla nu este, poate că mi se pare că acum, nu sunt chiar așa rău cum par. Însă, frașii și surori, cred și mărturisesc tinerilor că atunci când Iisus Hristos îmi este păstor, trebuie să se vadă. Amin. Amin. Prin tot ceea ce sunt eu, trebuie să se vadă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Când Iisus Hristos îmi este păstor, nici nu mai pot merge unde vreau eu, ci merg oriunde vrea Iisus. Amin. Amin. Domnule, când Iisus Hristos îmi este păstor, nu mai pot păși cum vreau eu. Nu mai pot să ating ce vreau eu. Când Iisus Hristos îmi este păstor, nu mai pot să mă duc în orice loc în care mă duceam. Când Iisus nu mi-era păstor, când Iisus Hristos îmi este păstor, eu mă supun Lui. Doamne, ajută-mă la aceasta. Și auziți în final, când Iisus Hristos îmi este păstor, știți cum putem să ne verificăm dacă Iisus ne este păstor, dacă ne lăsăm conduși de El. Și lucrurile sunt foarte clare. Mă las condus de Iisus Hristos în vorbirea mea. Mă las condus de Iisus Hristos în gândirea mea. Amin. Mă las condus de Iisus Hristos în trăirea mea, în purtarea mea, în atitudinea mea. Păi dacă tot timpul ești... Păi niciodată nu l-am văzut pe Domnul Iisus în Scripturi. Și l-am văzut pe Domnul Iisus dialogând, elegant, frumos. Și unde mirare că tot Apostolul Pavel spune vorbirea voastră să fie cum? Cu pusarea. Măi, aveți și aveți pusarea. Aveți și aveți pusarea. Aveți și aveți pusarea. Și ce spune Apostolul? Zice, vorbirea voastră este așa cum a zis fratele Cătălin, să fie cu har, dreasă, cu sare. Ei, când Iisus Hristos este păstorul meu, vorbesc cu har. Amin. Amin. Și tot Apostolul Pavel spune, cuvintele voastre să fie cuvinte de zidire. Amin. Amin. Asta înseamnă că Iisus Hristos este păstorul meu. Amin. Băi, când un om intră în legătură cu mine și după ce se desparte de mine, ăla trebuie să știe, Domnule, că trebuie să simte, mă, ceva bun s-a întâmplat în viața mea. Asta când Iisus îți iese păstor. Amin. Țineți minte, Petru și Ioan, în fapte, pe acolo, mi se pare, la capitolul 4, Petru și Ioan au fost duși în fața Sinedriului și au început să-i judece. Știi că propovădeau pe Iisus. Și ăștia le-au dat niște răspunsuri uimitoare și ăștia, Sinedriul, toți cu gura căscată, știi? Preoții ăia mari și judecători și ce erau farisei. Și cum, Domnule, au ăștia atâta inteligență și înțelepciune? Și în final, zice Luca, au priceput că fuseseră cu Iisus. Știi? Când Iisus Hristos îți este păstor, oamenii vor pricepe că ești ceva special. Amin. Prin cuvintele tale, prin atitudinile tale, prin vorbele tale. Știi? Cineva mi-a făcut cândva un compliment. Nu mă laud cu el, dar trebuie să mai dau și exemplu bun, numai rău. Deci, vă rog să mai vorbiți, mi-a zis individul acela. Deci, cuvintele dumneavoastră mă vindecă. Știți ce? Cred că cuvintele
cuvintele noastre trebuie să vindece. Amin. Când Iisus este păstorul, cuvintele mele trebuie să vindece. Și n-au zis numărul 2. Când Iisus Hristos îmi este păstor, nu mă mai îngrijorez nici de prezent, nici de viitor. Amin. Acum, câțiva dintre noi aici suntem puțin speriați și îngrijorați cu privire la prezent și la viitor. Și mai ales la viitor. E vorba de pensii, de salarii, de siguranță, de stabilitate. Și am descoperit un lucru teribil de important și ăsta mi l-a zis fiul meu când eram în Spania. A intrat pe internet și a găsit acolo o meditație foarte frumoasă și ea spune așa: dacă mă îngrijorez de ziua de mâine, îmi stric ziua de azi. Amin. Știți ce spune David? Domnul este păstorul meu și acum atenție. Nu voi duce lipsă de nimic. Glorie Domnului. Amin. Fii atent. Îngrijorarea este cea mai sigură formă de a-ți distruge ziua de astăzi. Îngrijorarea cu privire la ziua de mâine. Când Iisus Hristos îmi devine păstor și îmi este păstor, nu mai am voie să mă îngrijorez, pentru că Domnul îmi poartă de grijă, slăvit să fie numele Lui. Când Iisus Hristos îmi este păstor, nu mai tem de nimic. Amin. Am citit istoria frumoasă a unei mame care s-a trezit noaptea pentru că afară fulgera și tuna. Și s-a dus și era foarte zgomotoasă ploaia și furtuna aceea. Și s-a dus repede în camera fiului ei să vadă dacă nu s-a speriat. Și spre surprinderea ei, fiul era cu nasul în geam, se uita afară și zâmbea. Și când mama speriată a intrat în casă, în cameră, fiul a zis: mami, 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 Dumnezeu mi-a făcut o poză. Știți ce cred, frați și surori? Că psalmistul David zice așa. În prima parte a psalmului 23, el vorbește despre Domnul. În partea a doua a psalmului 23, el vorbește cu Domnul. Ce s-a întâmplat între cele două? În prima parte vorbea despre Domnul și a spus: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă. El mă paște, mă duce, mă hrănește, mă ocrotește, îmi înviorează sufletul din pricina numelui Său. Și auziți acum, în versetul următor, spune versetul 4, chiar dacă acum vorbește cu Domnul, nu mai vorbește despre, spune, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie, Tu mi-mi întinzi masa în fața protivnicilor mei, îmi întinzi masa în fața crizei, îmi ungi capul cu un de lemn în fața crizei și paharul meu este plin de dă peste el în timpul crizei. Amin. Amin. În 2010, asta este interpretarea mea pentru următoarele luni din 2010, Tu mi-mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, crize de tot felul, îmi ungi capul cu un de lemn în ciuda crizei și paharul meu este plin de dă peste el în 2010, în ciuda crizei, în ciuda pesimismului, în ciuda norului, în ciuda norilor, în ciuda analiștilor politici și economici, Tu îmi umpli paharul și paharul meu este plin de dă peste el. Știi, în prima parte vorbea despre Domnul, în a doua parte vorbea cu Domnul și m-am gândit, oare ce s-a întâmplat între cele două? Se pare că doar în experiența întunericului devenim mai intim cu Dumnezeu. Fii atent, când Domnul îți este păstor, să nu uiți, nu te va scuti de întuneric. Când Domnul îți este păstor, nu te va scuti de valea umbrei morții. Când Domnul îți este păstor, nu te va scuti de crize. Însă știi care este promisiunea? Că Eu sunt cu voi. Amin. În fiecare zi, până la sfârșitul veacurilor. Amin. Și frumusețea psalmului 23 este în limba engleză. Nu m-am dus la original, că nu le prea am eu cu ebraica. Însă în limba engleză, toate traducerile spun așa: și voi locui în casa Domnului veșnic. Amin. Veșnic. Amin. Și cred că asta este traducerea. Știi? Când Domnul îmi este păstor, trecutul îmi este iertat. Amin. Când Domnul îmi este păstor, prezentul îmi este binecuvântat. Amin. Și
când Domnul îmi este păstor, viitorul îmi este asigurat. Amin. Dacă Domnul îți este păstor și când îți este păstor, vei trece prin valea unui morții. Amin. Însă știi ce? Domnul ți-a promis prezența și ocrotirea. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și dacă îl faci pe Domnul păstor, nu te mai îngrijora cu privire la ziua de mâine. Orice om care îl are pe Iisus Hristos păstor și este dispus să se supună lui Iisus și să asculte de Iisus și să-L urmeze pe Iisus, n-are niciun motiv să se teamă de viitor. N-ai niciun motiv să te temi de moarte, pentru că Domnul a spus că este cu noi chiar și în moarte. Slăvit să fie numele. Amin. Amin. Doamne Iisuse, puțin că Tu ești păstorul nostru, adică al acelora care au cerut să le fii și au hotărât să le fii la modul serios, Tu le deveni păstor. Și mulțumesc că în această dimineață, la acest moment de prânz, Tu vrei să devii păstor. Sunt aici câteva persoane, tocmai în acest moment, care cred în Tine, dar niciodată nu Te-au făcut păstorul lor. Te rog, deschide-le inima în acest moment să Te facă păstorul lor. Adică să asculte de Tine. Să Te urmeze pe Tine. Să se supună Ție. Și altfel, astfel, viața lor va fi binecuvântată. Aș vrea să rămânem în rugăciune. Dumnezeu ți-a spus în această dimineață să nu te îngrijorezi de viitor. Dacă ești necăsătorit, nu te îngrijora de viitor. Iisus Hristos este păstorul tău și El îți va purta de grijă. Amin. Dacă ești îngrijorat de scăderea salariilor și de prăbușirea economiei în lumești, fă-L pe Iisus Hristos păstorul tău și Domnul te va ocroti. Amin. Chiar dacă vei trece prin valea unei morți. Fii atent, poate că ești aici în acest moment și știu că ești aici speriat cu privire la sănătatea ta, cu privire la serviciul tău, cu privire la diploma ta, cu privire la afacerea ta. Fă pe Iisus păstorul tău. Declară Amin. Că El este păstorul. Nu numai declară, urmează. Amin. Și El te va duce la pășune verde. Amin. El te va duce la ape de odihnă și îți va înviora sufletul. Amin. Când Iisus Hristos este păstorul tău, nu mai poți fi pleoștit. El îți înviorează sufletul, adică îți înviorează viața. Amin. Și dacă îl faci pe Iisus Hristos păstorul tău, vei pleca de aici, vei pleca înviorat. Amin. Nu necășit, nu plictisit, vei pleca de aici înviorat, pentru că Iisus Hristos înviorează de dragul numelui Său. Și acum vreau să-ți dau ocazia să-L faci pe Domnul Iisus păstorul tău. Dar să-L faci pe bune. Este între tine și Domnul. Și așa tot să stăm în rugăciune și dacă chiar vrei ca Iisus Hristos să devină păstorul tău, eu aș vrea să mă rog pentru tine. Dar fii atent, riscul este că de acum înainte nu mai faci ce vrei, ci faci ce vrea. Dar ce vrea El este cel mai bun pentru tine. Amin. Și în timp ce tot stăm în rugăciune, vreau să mă rog pentru tine. Și dacă hotărăști în această dimineață să-L faci pe Iisus păstorul tău la modul real, te rog să ridici o mână. Eu vreau să mă rog pentru tine. Amin. Amin. Doamne, slavă Ție! Amin. Pentru persoanele care au ridicat mâna înaintea Ta și au spus că de acum Tu ești păstorul lor. Ei au înțeles ce înseamnă să fie păstoriți de Tine. Și au ridicat mâna înaintea Ta cu dragoste și responsabilitate. Doamne, primește-i în mâna Ta. Amin. Mulțumesc că deja ai însemnat, ai marcat cu culoarea Ta, cu numele Tău, cu mirosul Tău, cu puterea Ta. Și mulțumesc că de acum Tu le vei păstori ființa. Amin. Și a lor și a noastră. Amin. Curățește-i în sângele Tău de orice păcat și iartă. Ajută-i să trăiască în totală ascultare și supunere față de Tine. Amin.
Mulțumesc că nu mai au de ce să se teamă. Pentru că Tu ești păstorul lor. Amin. Și ai murit pentru ei. Și ai înviat de dragul lor. Și vei veni pentru ei, dar mulțumesc că și ești cu ei. Așa ai promit. Slavă Ție. Slavă Ție. Că le faci bine. Că le vei da har și pășune verde și apă de odihnă. Pentru că Tu ești Domnul Domnilor. Și Împăratul Împăraților. Slavă Ție.